Bună dimineața, bună ziua, bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt Cezar, am venit cu ultimul episod despre muzica care fac eu aici în Cubase. Vreau să încerc... Era să încerc scuze. Trebuie să-mi cer scuze. Trebuie. Am trișat îngrozitor. Ce am făcut este că am mai băgat 11 ore în chestia. I know, God, am spart motivul pentru care am făcut acest walkthrough. Dar motivul care am băgat 11 ore este că înregistrându-mă și explicând ceea ce fac, este destul de greoi. Creierul meu trebuie să fie pe două thread-uri. Să prestidigitez și să și încerc să fiu creativ. Și nu prea funcționează și nu pot să fac asta. Deci am mai băgat două sesiuni de vreo 5 și apoi respectiv 6 ore ca să ajung în punctul în care am ajuns acum. N-ați fost alături de mine, asta ar însemna încă vreo 10 episoade-ish. Dar am vrut să vă scutesc de procesul ăsta laborios, de încercare, testare, cântat, răscântat. Și dacă vreți să închideți acum și să mergeți la culcare, that's fine. Și să înțelege de ce. Dar sper că rămâneți cu mine, pentru că vreau să vă arăt ce am făcut, cum de-am ajuns la soluția aceasta și să punem punct acestei mici aventuri. Ce ziceți? Mi-am pus căștile ca să nu se mai audă, să nu se mai audă muzica în paralel cu ceea ce înregistrez, ca să aud numai eu în cască. Aceste căști fenomenale care le am eu. Bun. Ce avem aici? Toate instrumentele, au apărut niște chestii noi. Primul rând a apărut Trills. O prostie, avem o chestie care cântă. Ambient. Ce-o fi aia? În rest, toate sunt la locul lor. În primul rând, haideți să cântăm până unde am rămas. Fail. Space. E greu cu space. Bam, bam, bam. Am panat puțin instrumente, după cum vedeți, strigurile sunt puțin pe dreapta. Sopranul la fel. Soft string în stânga, vocalul la fel. Pițicată și în stânga. Efecte sunt. Este puțin altfel, e mai îmbrăcată cu melodia, că am mai adăugat niște lucruri, dar nu contează. Dar ziceam să puțin mai încolo. Ce mă cără lungi. Și nu încep acum. Asta știați că am pregătit. Practica asta este zona în care am lăsat-o. Ok, să vedem ce am făcut. În primul rând, singurele lucruri care cânt aici sunt aceste soft strings. Motivul care, după chestia asta foarte tragică, chestia asta foarte strong, care trebuie să creeze tensiune, că there are witches afoot. Cele Blair Witch. Nu puteam să bag mai mulți cărbuni la nivelul la de intensitate. Trebuia să dispersez un pic muzica. Și am cântat notele astea lungi de la soft strings, care sunt foarte soft.
Vedeți? Care urcă, urcă, urcă. Și acum una sub ele. Ca să facă armonie. Aici am un do. Sorry. Aici am un la și un do. La, si, do. La, do. Terță. Perfectă. Terță. Deci, armonie perfectă, da? E superb. Ia. Trebuia să mai trebuie una de sus. Nu mult. Că nu se duce până în capăt. O lasă singură pe aia și apoi aici trebuie să coboare. Unde coboară? De ce coboară la nota aia care urmează acum? Pentru că mai încolo am băgat clopoței. Pam, pam. Știți că le-am băgat ultima oară și trebuia să clopoței. Mă scuzați, aveam orga închisă. Când dăm pe clopoței, clopoței erau de aici. Sorry. Nu? No? N-aud absolut nimic. Jesus fuck. Vrem pe pian. Aha. E închisă orga. Ah, nu pot să o deschid. Știu de ce nu pot să o deschid. Nu o deschidem acum. Uităm de orgă. Glockenspiel astea începeau cu mi. Mi, sol, si, mi bemol, sol, si, mi, sol, si, mi bemol. Deci asta înseamnă, uite asta sunt. Asta înseamnă. Asta înseamnă că trebuia cu stringurile astea ale mele să cobor și eu la mi-ul ăsta. Ca să pot să mi-sol, să încep cu celălalt, să fie cu aceeași notă. Este un sal destul de nașpa, de la asta la asta. Dar este perfect, este gvintă perfectă. Pam, 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 pam. Se făcea, se cântau cu trompeții la curtea regilor pe vremuri. Mamă, n-am asta să cânt la ea, să vă demonstrez. God damn it, dar de ce m-am scos-o din priză? Știu de ce am scos-o din priză, dar... God damn it. Anyway, mă simt handicapat. Anyway. Ok, never mind. Never mind. Da. Bun, și cobor la mi. Haideți să pleem de la minunuția asta. Trebuia să cobor puțin și apoi zicea mi. Și mi-ul ăsta îl ținem, că încă n-au început. Și apoi mi-am dat seama că am nevoie de ceva disonant. Un mi și un fa lângă el. Sunt unul lângă altul, sună disonant as fuck. Dar aveam nevoie de disonanța asta aici ca să creez tensiunea. Că când o chestie disonantă sună nașpa, te duce cu gândul la ceva stricat, ceva dangerous, ceva care nu e ok, pentru că e disonant. Și de aici e efectul ăsta de disonanță. Deci cobor. Bun. Și acum cântă Glockenspielul și îl știți pe ăsta. Îl știți. Este ce am făcut ultima oară. Și între timp ăsta soft string-urile astea care le-am mai improvat puțin. Bun, uitați-a. Deci coboară și el. Acum am început și cu și cu astea mai grave. L-a lăsat puțin așa de capul lui o vreme. Câte viorile sunt. Și acum cello.
și după asta am apucat să adaug și strings, dau puțin înapoi. Mamă, ce aici. Bun. Dăm puțin înapoi. Am adăugat în paralel cu soft stringurile, stringuri mai puternice un pic, care să facă armonie, să ducă melodia undeva. Deci vorbesc de, desigur, de să le pun împreună să le vedeți. Ce stau cântă notele de lungi tot unde. Am uitat la sus, care o duc sus melodia, o duc sus. Țin în acel moment, în timp ce la sus coboară și de set out mi-ul respectiv. Am o lacă de melodie la stringurile astea sus, care am pus-o așa, să fac acompaniament. Deși, în mod normal, acolo ar fi melodia, că sunt notele cele mai de sus. Nu fac fac doar ceea ce se numește contramelodie la glockenspiel. Vedeți ce se întâmplă aici? Am început destul de soft. Ah, shit, le-a la rând. Ce vedeți aici sunt notele astea care le cânt aici. Sunt disonante și cântă alterații care nu au foarte mult sens din punct de vedere tonalitate. Dar de ce sunt așa și de ce urcă în sus? Pentru că în timp ce cântau clopoțelii, mi-am dat seama că trebuie să termin clopoțelii undeva și să vin cu un bang, unde vine the title screen, Witch Hunter, sau mă rog, cum o să numească, că Witch Hunter e work in progress, numele, working title. Și trebuie să urce. Și dacă clopoței coboară, cum basul coboară, sopranul trebuie să urce. În cazul meu, sopranul în față la care am melodia este acest string. Și trebuie să urce disonant, din alterații ciudate, ca să pară, să creeze sentimentul ăla de nașpa. Și la sfârșit vin cu nașpa, să zic așa. Întrerup clopoței și vin cu o cădere de orchestră. Mă explic, v-am avertizat când să fac asta. Ceva, un boom! Ceva care să fie mega scary. Și vin aici. Căderea asta de orchestră am făcut-o la soft strings, care numai soft n-au fost sărace. A fost soft o vreme. Și am băgat ăsta. Ăsta. Scuze. Nu la soft strings, la strings-urile normale, la astea, tati. Astea. Deci să auzim cu ele. Să mai așa un pic. De la notele lungi. Asta nu se scoate. Tensiunea asta. Și
ca să o scot și mai în evidență, am urcat volumul, să fie un pic mai tare. Vedeți, este o creștere aici în velocitate. Ca să pară așa un fel de nebunie. Atât, scurt. N-am vrut să țin foarte tensionat, că asta nu e o temă de luptă, nici de revelație, dar trebuie să anunțe că undeva în soundtrack-ul ăsta o să fie niște momente foarte agresive, care să-ți spargă urechile, să fie scary. Numai două măsuri. Pe care totul duce așa mai departe. Bun. Acum, ați auzit niște core. Am băgat aici, când începe show-ul, am pornit acest Elven Choir care cântă sonul, care ține melodia. Face armonie, practic. Iar după treaba asta foarte tensionată, am făcut sfârșitul. Puteam să-l opresc aici, dar nu mergea oprit acolo. Și ce am făcut, am fost să trag de note lungi, lungi, ca să pot să-l opresc undeva soft în cap. Și asta e. Și m-am întors înapoi la tonalitate, te-am cântat cu soft. Vedeți? Un outro, cum s-ar numi. Deci la chestia asta foarte agresivă. Iar până lungi, niște măsuri, să-l opresc. Deja muzica nu trebuie să mai aud aici, că este efecte de vânt și minsoare și... Am mai pus aici un final la. Am mai pus așa să fie destul de chicios așa. Și mai pun un bat un pian. La fel. Iar la sfârșit am niște corzi care de tum pum. Dar cred că am oprit corzile. Bun. Acum hai să uităm la sopran care am dat mute. Sopranul săracu nu cântă mai nimic în toată combinația asta noastră, că e retard ce a cântat destul. Dar pentru că este vocea aia de femeie disturbing, am folosit sopranul să cânt foarte puțin aici, când este partea atenționată și nașpa, să cânte niște melodie disturbing, niște, să coboare niște note. Acum, când începe nașpa. Acum bagă sopranul, ăsta îl bagă. Să facă un fade. Toam, îmi tremură mâna ca la paralitici. Ia. Yeah. Bun, și cântă soprană tâmpenile astea. E, și pe măsură ce ascultam eu lucrurile astea, seama că e nevoie de un pic mai mult. Și am găsit eu la efecte spooky chestia asta. Gore. Practic e o bătaie de orchestră cu alame. Buam, care se aude. Buam. Alea sunt alame. E trombon, tubă, chestii de gen. E, și l-am băgat să marcheze timpii. Mm-hmm.
Acum, ele nu bat pe timp. Pum! Care veni parara, pum, parara, pum. N-am făcut asta. Le-am făcut să sune, le-am făcut un pic înainte de timp. Pam, pam. Pararam, pam, para. Asta se numește oftat. Așa se numește muzică. Când este cu puțin înainte de a intra pe măsură. Intră mai devreme un pic. Ceea ce creează senzația că este ca Sinfonia Destinului din Beethoven. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Alea sunt înainte de timp. Că timpul este pam, că vine un, doi, trei, patru, pa, 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 vezi, pamul vine pe timp, dar pa, 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 urile încep dinainte, cu puțin înainte, că dacă cum bați, 1, ce, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pa, 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 1, 2, 3, pa, 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 1, vedeți, sunt înainte, oftat. Așa am făcut și eu cu astea, vedeți că nu sunt pe timp, 90, 92, 94 și încep mai devreme. Parada, pum, pom, și apoi sau de asta, pom, și apoi pianul, bom, care este exact pe timp. Pianul, deci dacă șterg astea, pianul este exact pe timp, pe 90. Vedeți? La 92. E, și eu punându-le pe astea înainte, crez și dau mai un fel de intro pentru pian. Buapam! Și iese chestia asta. Asta este... Dă senzația asta de șchiop. De... Că e uneven, că e șchiop, că e diform. Și serves me perfectly. Bun. L-am adăugat pe astea după, asta le fac după ce le aud de 1020, să mai e prea drept, trebuie să fie ceva, trebuie să fie ceva stricat. De asemenea, ce am făcut, am apus a doua pizzicato, pizzicato, ăsta la care am tot băgat și sunt practic corzi ciupite. Înseamnă că o vioară, în loc să cânte cu arcușul, o ciupește. Și iese chestia asta foarte asta. Care am băgat înainte. Și am pus-o por extra playfulness. Astea sunt notele lungi. Alea după ce s-a terminat primul gore. Ăla care unea încăderele. Al doilea gore, ăla cu bușelele mai încordante. Alea notele astea lungi, după care începe melodia. De la glockenspiel. Și acum a intrat pam, 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 pam. Intra și cânta aia. Și mi-am dat seama că e destul de basic așa. Adică nu e foarte exciting. Și am simțit nevoia să fac niște playfulness cu pizzicato. Pam, 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 să joace puțin pizzicato. Și am făcut tâmpenii astea, ciorchinii ăștia. Care practic cântă ciupești de 3 ori. Ta, 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 ta. Aceeași notă, vedeți? Este re, 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 do, si bemol, si bemol, care e asta. Deci. Vedeți? Super simplu, mega simplu, aceeași notă. Dar pentru că cântă împreună cu altă, îți dă senzația că sunt mai multe note acolo, că e o broderie, e o a trick of the ear. De asemenea, e foarte important de pui accente, vedeți că nu toate sunt de aceeași mărime, de aceeași intensitate. Asta ce înseamnă? Că prima trebuie să fie cea mai tare. Pam. Următoarea e mai înceată, ca a doua să fie puternică, ca să iasă pam, 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 pam. Primul, vezi, la al doilea, cam pam, pam, pam. A doua trebuie să fie mai ușoară, ca a treia să aibă impact. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Și bă, cum îți sună? Pam, este tare, pam, de ce mai tare, apoi pam, 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 pam. Pam tare, pam, pam tare, încete, pam, și apoi crește pam, 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 pam. Și iese așa. Așa e ritmul. Dacă asta e o tobă care bate pam, 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 așa e o tobă, așa sună. Nu bate altfel. Dacă dai accente, adică dai să cânte prima mai tare,
pam, 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 pam,
asta îți dă un ritm. Pam, 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 pam. Și așa mai departe. Așa obții ritm la tobe, din accente. Tu când ți-ai aceeași notă, toate sunt egale. Dacă bagi din 8 în 8, sună altfel. Așa faci pe percuție. Și într-un fel, pizzicato-ul ăsta meu este și playful, dar face și percuție și tobe. Pentru că dacă ați observat, nu am absolut nicio tobă. Nici nu mă interesează. Deci, cu pizzicato. Asta este pum de jos ca să fie extra playful. Să le pam pam pam, joci în sus, voi mai dai una pe jos. Este o fantezie. Deși nu aude nimeni chestiile astea ca lumea, este destul de tare pizzicatul ăsta, pentru că de tare ar trebui să fie într-o orchestră, la dată destul de tare. Și pizzicatul trebuie să urce cu fraza ca să dea tensiune și punctează cu astea grave notele. Adică el în continuare rămâne playful, ping, 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 dar cântă odată cu muzica de la strings, care e sopranul meu. Împreună. Nu le aude nimeni. Mă scuzați? Pauză. I'm back. Bun. Așa, rămăsesem la acest pizzicato care cântă aici la început și atât. Pentru extra playfulness. Bun. După care, după ce... Deci ăsta cântă aici. Pam, 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 pam. Astea glockenspiele, astea clopoței. După ce e goriciunea, continui melodia aia care am făcut-o, am separat-o, cu care vreau să închid și o cânt în timpul notelor lungi. Și cred că ce am să fac, ca să fie bine, să nu fie rău, să mai dau să mai cânte refan. Să mai dau să mai cânte asta o dată. Da, e nașpa. Că să iau acest re și să fie un fel de... Să dau ți mai așa, să prez poate. Așa. Așa. Cântăm asta, să fie mai lungă, parcă se oprește foarte abrupt fraza aia. Mamă, ce aberație am făcut. Mamă, ce atrocitate. Băi, băi. Să le nașpa. Oops, sorry. Dar trebuie să ne panicăm. Mai încercăm un pic. Păi trebuie să încerci. Asta e faza cu muzica. Trebuie să încerci stuff. Că dacă you play it safe, nu iese awesome. It's true. I don't mind it. Super weird. They're off. Aici, de ce cât iasă?
pe sfârșit așa. Nașpa. Ba nu. Ba nu, nu e nașpa. Tot așa, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Gluc în șpile. Să o tragem, că în primul rând nu e cum trebuie. Pune-o rău aici. Aha! 110. Haideți să... Mă scuzați. God damn it! Hai să auzim secvența asta din nou, care am lungit-o. Bă, nu e rea. E fantastică. Dar nu e rea. Intervalul nu e, nu sunt eu foarte mulțumit de el. Și nici de frecvența care se cântă. Mi se pare că rămâne ceva în urmă. Da, știu ce rămâne în urmă. De aici rămâne foarte puțin în urmă. Ia, poate să e perfect. Bun, lăsăm așa. Lăsăm așa. Bun. Așa. Păi asta este absolut tot. Dacă puteți să credeți. Toată tărășenia. A, da, mai am ceva la început. Vă arăt imediat ce am făcut. Mai am... bun. Hai să dăm la început. E, pentru că nu puteam să încep cu atrocitatea din prima, trebuia să construiesc un fel de... Trebuia să construiesc o introducere. Da? You know? O introducere. Și am făcut-o punând corzi unele lângă altele. Să cânte în paralel notele cu care încep, peste care am venit eu cu alte corzi deasupra și pe interior. Și pe măsură ce cordeam pe acolo, am început să adaug tot felul de efecte. De exemplu, am căutam să umplu golurile alea cu trills-urile astea. Sună puțin ca în hardcore, doar aici le folosesc. Dar creează așa o senzație de... Imediat vreau să mai fac ceva apropo de pizzicato. Astea la sfârșit, pum pum, urile astea la sfârșit nu-mi plac. Astea. Spre sus. Și ce am să fac? Să le dau mai sus, ca să se aude mai clar, ia. Să le trigăresc puțin mai repede. Nu e bine? Le dau puțin mai scurte. Ia. Bun. E, și am făcut această introducere care nu e fantastică, dar e ok, it works. Care să lege, să nu înceapă melodie deodată. Acum ascultăm totul de la început. Vedem ce a ieșit. Complet cap-coadă. Toată melodia. Nu e de crezut că am băgat 11 ore aici. De ce durează 11 ore? Pentru că stau, ascult, mă mai gândesc, mă întorc pe ea, mai schimb două lucruri, mai ascult, fac o pauză, mai ascult din nou, pauză de 5-10 minute, îmi dau seama ce am greșit. Și aproape am terminat tot. După primele 5 ore, după care a durat o vreme și m-am întors și ascult melodia Work in Progress în afara programului și îmi dau seama de greșeli și notez pe hârtie, aia e prea mai așa, aia e prea mai așa, aia puțin mai tare, aia puțin mai încet și da. Deci, de la început, toată melodia, cap-coadă, tot ce a ieșit, go, maestre, sol minor. Sol minor, nu e sol minor. Asta este introducerea. Este soft, vedeți? Și acum... Ce am făcut acolo cu strings-urile astea, o să pun o... Asta.
A început încet și apoi să crească mai tare și apoi să termină în pizzica top. Vedeți? E un fel de... Da. Nu mai întrerup. Cap-coadă. 2 minute. De fapt, să punem transporterul să ne uităm la ea. Care nu mai știu cum era. Ah, transporteanul. Here we go. Mamă, ce e super complicat. Aici o să întâmple durata în secunde. Și aici volumul. Parte core. O anunțăm și acum vine. Se simte tensiunea. Iarna, pisco, zăpadă. Parcă se deschide cerul. Și începe bloc în șpel. E disonant de la mie ora. Știi că nu e regulă. Și urmă vine playfulness. Dar în continuare disonant. Și acum începe să crească. Nu e nașpa, dar e foarte noisy. Să-l dăm puțin mai încet. Da, mă, reule. Da, mă, reule. Chiar așa, dar 2 minute 41. Incredibil. Făcut de 2 minute 41. Așa, reu ăsta. Trebuie ceva soft. Așa, un fel de sugestie. Ia. Partea... Hai să punem de la gore. Vedem cum se pupă și cu la creștere. Păi asta este, doamnelor, domnișorilor și domnilor, am terminat. Asta este melodia. Este main title-ul, tema principală de pădure, de mers cu căruța noaptea printr-o pădure de munte cu zăpadă. Și după ce se termină prima scenă, atunci când începem gorele maxim, atunci când ridicăm the title screen.
Și începe gorele și apoi iar soft, merge căruța, soft, tot și tâng la sfârșit. Nu sună foarte convingător acum, pentru că nu am prelucrat deloc, este raw. Când am să mă apuc, îmi împăcesc când un calup de sunet, am să găsesc, mă întâlnesc cu cineva talentat, am să export fiecare instrument în parte care cânte singur, o să fie pus într-un multitrack, fiecare instrument o să fie polișat în intensitate, în frecvență, mai tare, mai încet, o să facă volumele acolo într-un mod mult mai controlat și mai bun decât pot să fac eu aici și melodia o să fie adusă de la ceva foarte raw la ceva pur, curat și în fiecare instrument se aude și chestii, practic la mix și la master, mai târziu o să fie melodia scoasă în evidență. Între timp eu sunt Cezar. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, îmi cer scuze că v-am cituit 11 ore, dar nu puteam să vă țin aici frădându-mi făcând zgomot, îmi pare foarte rău. Dacă am să mai fac asta, nu știu, m-a tărăgânat cu melodia asta destul de mult încercând să fac chestiile astea. Dar probabil că am să mai fac, nu știu, dacă primesc feedback și vreți să mai pun cu următoarea piesă, că trebuie să mă apuc să fac altă piesă. Dacă vreți îmi spuneți și poate mai fac, poate nu mai fac, nu știu. It's up to you. The power is yours. Jesus, ați facă PewDiePie. Bine, vă mulțumesc, toate cele bune, pace în suflet, dragoste, bagă sol minor, Van Damme.